Sfârșit de săptămână victorios pentru ACS Viitorul Severin. Aceștia au obținut o nouă victorie în campionatul județean de fotbal Mehedinți, seria 2 a doua, Liga 4. Partida de fotbal a avut loc sâmbătă 28 octombrie pe stadionul din Pristol, unde echipa a înfruntat glorios echipa ASE Voința Oprișor și s-a impus cu un scor fantastic de 12 la 0. Acest viitorul Severin a demonstrat încă o dată calitatea sa în acest sezon, jucând cu pasiune și determinare. Scorul final de 12 la 0 a fost rezultatul eforturilor susținute ale echipei și al performanței individuale remarcabile a tuturor jucătorilor implicați în partidă. Golurile au fost marcate după cum urmează. Chilibiu Ionel, minutul 9, 16, 23, 30 și 33. Moțățanu Alex, minutul 1. Lăcustă Mădălin, minutul 56. Olteanu Marian, minutul 76. În joc minutul 42 și 82, Munteanu Tudor, minutul 85 și Dragomirescu Silviu, minutul 61. Echipele antrenate de Vasilica Dorian, cu multe eforturi, determinare și entuziasm, rămân învinse. De asemenea, un rol important în succesul acestora îl au Budă Teodor, Marius Crețescu și Marian Olteanu, care susțin echipa ca de fiecare dată, iar jucătorii mențin seria de victorii prin ambiție, talent, dar și foarte multă muncă. Următorul lor meci este programat sâmbătă 5 noiembrie, când vor juca pe terenul de la Salcia împotriva echipei ASE Inter Salcia. Cu această victorie recentă și cu moralul înalt, fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă cum va evolua echipa lor în următorul meci. Acest viitorul Severin își menține poziția în fruntea clasamentului și continuă să inspire comunitatea locală prin pasiunea, determinarea și succesul lor în fotbalul județean.